Bună seara! De ce am ales specialitatea de ortodonție craniofacială? Are un background în familie, fiindcă și mama mea este medic și întotdeauna când era mică mă lua cu ea în diversele ei vizite la pacienți cu boli cronice și eram așa cumva foarte oripilată și o întrebam, dar mamă, dar nu există nicio metodă în asemenea boli grave să le tratezi, să faci ceva? Și mama spunea așa foarte lipsită de chef, nu, în țara asta nu se poate face nimica. Și ce a fost cel mai determinant și un mesaj inițial, ca să spun așa, a fost o prietenă a mamei mele care era profesor de filozofie și care, din păcate, mai avea câteva săptămâni de trăit în momentul în care am fost ultima dată să o văd și am întrebat așa, dar oare nu v-aș putea ajuta cu ceva? Nu pot să scriu undeva un mesaj, să fac rost de ceva? Și mi-a spus, nu, 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 să știi, mai putea ajuta dacă tu vrei chiar să devii medic cândva, să-i ajuți să cauți pe cei care au nevoie, pe oamenii aceștia cu afecțiuni speciale și să-i ajuți. Și am zis bine, bineînțeles că au trecut ani, am ajuns să fiu studentă, am ajuns acum exact 20 de ani la New York și am ajuns exact la secția de chirurgie plastică într-un loc unde se tratau chiar afecțiunile cele mai grave posibile, deformitățile craniofaciale. Mă refer la afecțiuni grave din zona capului și gâtului și stând acolo 3 luni, văzând cât de calm sunt doctorii, câte posibilități există, ce dialog, ce comunicare interumană există, am spus, gata, eu vreau să fac acest lucru și cum am întors acasă, bineînțeles, familia, toată lumea mă întreba cum a fost, a fost bine, te-ai distrat, ce ai făcut și am spus, eu vreau să fac ortodonție craniofacială și toată lumea, poftim, ce e asta? Și bineînțeles, mai târziu, după ce am ales rezidențiatul de ortodonție, ortodonție simplu, pentru că nu există în Europa ortodonție craniofacială și am spus tatălui meu, eu continui pe drumul acesta, mi-a zis, bine, asta ne mai lipsea. Acum ți-ai ratat total, nici n-ai început și ratezi din start. Bun, m-am înscris după un an de zile la doctoratul de tot cu aceeași temă, de tratament prin metode combinate chirurgicale ortodontice în aceste cazuri și în această situație, bineînțeles că am avut șansa, iarăși am picat ca și pisica în picioare, direct în Tübingen, direct la Stuttgart, lângă unul dintre cei mai importanți profesor, un guru al chirurgiei maxilofaciale și cu el am avut posibilitatea ca în 3 ani de zile să fac cercetarea de doctorat, să cunosc o mulțime de oameni cu care și astăzi lucrăm împreună, să călătoresc în toată lumea la diverse congrese și efectiv să lucrăm, să ajutăm o mulțime de oameni. Pentru că dacă vedeți prima dată un asemenea copil pe stradă, poate nu îl identificați, dacă îl vedeți așa un pic desenat și mai de aproape, vedeți că totuși are o asimetrie gravă și putem obține un rezultat. Putem obține foarte rapid. De ce? Ne permite ortodonția, adică îndreptarea dinților și ne permite chirurgia. Deci un tratament simplu, doar să existe dorință. Și bineînțeles, ne trebuie o echipă care, din păcate, nu există chiar consolidată. În Cluj suntem lideri în Europa, totuși avem un început, am început acum 12 ani, dar trebuie să ne mai perfecționăm. Dacă vedeți un asemenea copil, poate nu vă dați seama, dar dacă vedeți peste 10 ani, după multiple tratamente ortodontice chirurgicale, să nu credeți că este chiar atât de mare traumă. Dacă există o participare din partea părinților, este totul perfect, pentru că ei înțeleg că are o problemă și dacă înțeleg că are o problemă, totul decurge foarte bine. Și după ce face tot acest parcurs înseamnă 10, 12, 14 ani, arată perfect normal. Deci pentru mine, după ce am ales această specialitate, după ce am tratat mai mult de 3.000 de pacienți, mi se pare ortodonția craniofacială, deci o formă, deci o specialitate magică. Cred că o pot compara cu proiectul lui Gustave Eiffel când a făcut turnul celebru, cu Guerlain când a lansat prima dată Șalimarul sau cu Coco Chanel când a desenat prima dată primul sacou. Și dacă vedeți un asemenea copil pe stradă, ziceți, wow! Și dacă îl vedeți în timp și tratat corespunzător, vedeți,
alți copii cu despicături, se teme toată lumea de ei, se teme în primul rând să pună mâna, zice, vai, ce tragedie, nu se poate face nimica. Se poate face, arată și arată perfect, arată la fel ca și toți. Uitați-vă, la vârstă adultă, dacă crește, deci, practic, totul a fost o provocare ca să îmi demonstrez mie, nu numai mie, și familiei, bineînțeles, asta pe plan secundar, că se poate face ceva și că există rezultate în această direcție și continui activitatea, bineînțeles, nu numai cu ortodonție, fiindcă nu toată lumea se naște deformat și are nevoie de asta, dar multă lume are probleme cu dinții și cu îndreptarea dinților. Și pornind de la acești copii cu deformități craniofaciale, am avut așa ocazia să văd și lumea. De ce? Pentru că profesorul meu făcea foarte multă muncă de voluntariat și am intrat în aria UNICEF și intrând în UNICEF ești cumva obligat să îți repeți o dată la 3 ani misiunea inițială, adică să mergi și să tratezi pacienți în diverse cursuri ale lumii. Îmi aduc aminte, prima dată am fost în Burma și eram foarte bucuroasă și mă gândeam, wow, mergem în Burma, n-am fost niciodată, ce frumos, o să facem, o să vedem copii, o să-i tratăm. Și am auzit așa, vorbind secretara la telefon, păi o să fie corturi suficiente. Și am întrebat, dormim în cort? Eu n-am dormit niciodată în cort în viața mea. Ce o să se întâmple? Bun, am trecut și peste acest eveniment, corturile erau corturi ONU, deci întotdeauna, ce vreau să spun, înveți din contactul cu această lume extrem de săracă, cu această lume unde există nevoie de ajutor, înveți să-i ajuți pe alții și, așa cum spune și ONU, orice poți să faci pentru cineva, nu te gândi doar la tine, fă ceva, fă orice, dar totuși fă. Și această acțiune și solidaritate care ne unește și ne-a unit până acum pe mine și pe colegii mei din lume cu care continui aceste misiuni, ne-a făcut să înțelegem că nu putem să schimbăm toată lumea, dar putem măcar să ajutăm, putem să dăm o speranță acolo unde totul se crede terminat și mi se pare un lucru de suflet și un îndemn ca dacă puteți să ajutați, deci și o donație UNICEF făcută online este un lucru care contribuie la această credință. Și al treilea lucru, am fost într-adevăr în toată lumea, am fost la congrese și m-au întrebat organizatorii, dar cum arată o zi din viața ta? Deci, mai mult decât groaznic, ca să spun așa, în sensul că am și eu un băiat de 6 ani care a început anul acesta școala și care reclamă, care mă amenință în fiecare săptămână că mă reclamă la protecția copilului, fiindcă sunt o mamă denaturată, dar am reușit să-l conving totuși și să-l mai șantajez cu Lego și cu diverse alte lucruri și să-l atrag și pe el puțin în misiunea de a face, ca să zic așa, cunoscut ce înseamnă ortodonția, ce înseamnă să te speli pe dinți. Deci arată în primul rând deci, livrarea copilului la școală dacă sunt în țară, dacă nu, înseamnă o valiză care stă întotdeauna deschisă și care așteaptă să mergă la congresele, care sunt cel puțin 10 pe an, să spun așa, sau dacă nu, la diverse comisii de doctorat, la diverse alte lucruri, dar, în primul rând, să-mi fac activitatea de bază, adică cea de a preda la facultate cu studenții și cea de a continua să lucrez pentru UNICEF online. Acum, următoarea noastră misiune va fi în Ghana, dar și de Ghana mă leagă o amintire foarte frumoasă, când mi-a căzut o nuncă de cocos, din fericire nu un cap pe umăr. Dar a fost un accident vedeți, am supraviețuit foarte bine. Și cum arată în rest, pe lângă aceste cursuri, avem o grămadă de activități, precum știți, de cercetare, granturile astăzi sunt promovate peste tot, ministerul pornește cu cuvântul granturi și încheie cu cuvântul granturi și cred că ce mi-aș dori
Eu foarte mult ar fi, dacă s-ar putea și la noi să existe o reglementare în privința acestor copii cu deformități și să nu se uite că totul este tratabil și mai ales să nu se facă nicio discriminare, pentru că odată tratați, vedeți, nu există nici o diferență între mine și între ei, ca să nu fac aluzie la alte persoane și să jignesc pe cineva. Și cum a spus distinsa noastră gazdă la începutul acestei întâlniri, nu cred că în ortodonția craniofacială putem să facem... Să confirmăm statistica, sunt 80% femei și 20% bărbați, care sunt, bineînțeles, toți chirurgi. Și vreau să termin prin a mulțumi pentru invitație și de a vă spune orice proiect aveți și orice vreți să faceți în viață, nu uitați să faceți mult bine și nu uitați că și dacă sunteți de orice sex, feminin, masculin, să nu vă lăsați niciodată, să accelerați întotdeauna, fiindcă totul este posibil. Vă mulțumesc!